mi-a zis mai devreme și îmi pare rău că am uitat, cu uită de-n dreapă, uită de-n stânga, nu suntem perplexi. Chestia inițială pe care o știam eu e așa. Una din trei persoane e urâtă. Uită-te în dreapta, uită-te în stânga. Dacă nu sunt ei... Bun. Eu vreau să vorbesc puțin despre agricultură. Înainte să apară agricultura, decât 1% din persoane aveau carii dentare. După ce a apărut agricultura, s-a ajuns încât 99% din persoane au cel puțin o carie în gură. Concluzia, nu să nu mai mâncăm cereale și așa mai departe, ci să avem grijă mai bună dinții noștri. În momentul în care noi ne periem, ei spun dacă se uzează periuța de dinți, o schimb, pentru că devine moale. Da, într-adevăr, dacă e prea moale, nu te mai ajută la nimic. Dar există și un aspect nefast al periatului, anume că dacă perii prea tare, iei smalțul, mai ales după mese, nu e bine să te perii imediat după ce ai mâncat, acidul acela a slăbit smalțul și tu lii. Bun, deci ei au intenția să ne zică nouă, să cumpărăm, să schimbăm repede periuțele de dinți, pentru că dacă le poți schimba, fac profit. De ce să ne mintă asta, eu nu știu. Doi la mână. Apa cu care ne spălăm gura este acidă și mai rămâne ne face rău la smalț decât bine, dar este modul cel mai ieftin de a face apă de gură decât să facă un alcalin. Rezolvarea, și cu asta mi-am încheiat speech-ul unde ești Adela, ca să știi că m-am cadrat de 3 minute, anume cel mai ieftin și cel mai sănătos mod de a avea grijă de gură, pe lângă un periaj zilnic, unul singur, nu mai mult, este să facem gargară cu apă și sare. Mulțumesc!